dispoziția numărul 84 din 23 noiembrie 2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru data de 23 noiembrie 2018, începând cu ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 554 din 22 octombrie 2018, primită din partea Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Bacău, prin care ne comunică faptul că, ca urmare a demisiei domnului Bucătarul Ioan din funcția de consilier local, următorul pe lista de consilier local subliniați este domnul Zăneța Ioan, membru PSD și face parte din organizația locală PSD Mănăstirea Cașin. Adresa numărul 349 din 30 octombrie 2018, primită din partea Partidului Național Liberal, filiala Bacău, prin care ne comunică faptul că, ca urmare a demisiei domnului Ciubotaru Medulai, se solicită întocmirea unui proiect de hotărâre privind validarea pe funcția de consilier local al domnului Sitaru Virgil, fiind următorul pe lista de consilier local supliant la alegerile din iunie 2016. Adresa numărul 26.801 din 27 septembrie 2018, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare și transmiterea spre aprobare a regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Adresa numărul 1233-1, 27 septembrie 2018, înregistrat la noi sub numărul 5650 din 8 octombrie 2018, primită de la Camera de Conturi, județul Bacău, prin care ne transmite spre analiză raportul de follow înregistrat sub numărul 1190 din 14 septembrie 2018, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 54 din 20 iulie 2015, efectuată la Comuna Mănăstirea Cașin împreună cu decizia numărul 54-2 din 27 septembrie 2018. Cererea numărul 6920 din 29 octombrie 2018 a doamnei Popovici Maria din Constanța, care solicită concesionarea lotului S5-20 situat în satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin, domnului Jitea Dănuț, din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Cererea numărul 6041 din 24 octombrie 2018 a domnului Puriță Mihai Alexandru din Constanța, prin care solicită concesionarea lotului S521 domnului Bărla Alexandru din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Cererea domnului Iovcea Gheorghe, numărul 6117 din 29 octombrie 2018, prin care solicită rezilierea contractului de concesiune numărul 866 din 12-12-2014, lot S61, situat în satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin. În temeiul prevederilor articolului 63 aliniat 1 litera C și D, articolul 68 aliniat 1 și articolul 115 aliniat 1, a litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificările și completările ulterioare. Dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convocă în ședință ordinară, miercuri 28 noiembrie 2018, în sala de ședințe, de la primărie, începând cu ora 16, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri. 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Rența Ioan din partea formațiunii PSD. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sitaru Virgil din partea formațiunii PNL. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019. 4. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară.
5. Prezentarea raportului Camerei de Conturi, de după acolo, la controlului de auditul desfășurat în perioada 6 august 2018, 7 septembrie 2018, la Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării lotului S520, situat în satul Scutaru, domnul Jitea Dănuț, din Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării lotului S521, domnului Bărul Alexandru, din Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 866 din 2004, domnului Iovcea Gheorghe. Și 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare și transmiterea spre aprobare a regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Și 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat, cadru privind extinderea rețelei de electrificare de satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău. Ședința este publică. Primar domnul Mateodese Gabriel, aviz de legalitate, secretarul Comunei Mănăstirea Cașin, Gheorghe Ioan. Da, deci începem cu... Punctul 10, am mai fost aprobat punctul 10 odată cu contractul comandat. Da. Dacă sunteți de acord să rămână, nu mai nouă puncte, nu nicio problemă. Iar am mai fost aprobat. Da. Da. Am mai fost aprobat. Când s-a început proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și abținere. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Rența Ioan din partea formațiunii PSD. Priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Anul ăsta face propunerea ca taxele și impozitele să rămână la același nivel ca anul trecut.
unele mici, mici, excepții, trei excepții, de fapt. Și o să vă spun excepțiile mai întâi. Este vorba de, ceea ce avem noi pe plan local, nu se referă de celălalt, rămân la nivelul legii, exact cum știți că am fost și anul trecut, anul în curs. Avem o taxă de eliberare, anexa 1.5 și anexa 2, în valoare de 10 lei. Vorba de documentația care se face pentru atestarea proprietății. Știți că în momentul în care faci un cadastru, se eliberează de primărie, anexa 1.5 și anexa 2. 10 lei. Taxă de eliberare documente la legea 17, tot la fel, pe 2014, vorba de preemțiune, 20 de lei. Este documentația care se face, se trimite la Direcția Agricolă, stă acolo 30 de zile, după care vine avizul și se eliberează autorizația de vânzare. Și cultură. Și Direcția Agricolă. Mai nou. Și taxa de cămin, să o mărim de la 800 la 1000 de lei. Pentru noi. Deci astea sunt cele trei excepții de care vă spuneam. În rest, ele rămân ca anul trecut. Vreți să dau citire? Dacă vreți să dau citire... Deci, practic, rămân ca anul trecut. Ca anul ăsta, nu ca anul trecut. Ce-am aprobat pentru anul 2018. Adică nu se măresc absolut nimic. Nu, dar sunt discuții, comentarii. Poate are cineva propune, poate vrea cineva să mărim. Deci, salubrizarea, noi avem planul separat. Noi am avut 407, știți că avem un plan aprobat de Consiliul Local cu anii în urmă, în care spuneam că în anul 2018 taxa va fi 407, în anul 2019 va fi 412 și așa mai departe. Nu, salubrizarea e separat, nu intră. Și că nu cu drage taxa a 800. Deci înțelegem de diferențiat, pentru nu 800 de lei. Mă este la nu, celelalte au rămas. Aveam o taxă, de exemplu, pentru folosirea... Da, o taxă de 100 de lei pentru folosirea pe timp de zi, pentru spectacole, pentru ce mai aveam noi. Celelalte au rămas la fel. Închiriere cămin cultural. Taxa pentru închiriere cămin cultural pentru organizare petreceri. Cu metri, va fi în sumă de 200 de lei, pe moment 50 de lei. Nu vă spun cum a fost. Taxe pentru închiriere, cămin cultural pentru organizare, spectacole, manifestări artistice, politice, simpozioane, va fi în sumă de 100 de lei pe manifestație. Iar președinții? Am spus. Manifestări politice. 100 de lei. 100 de lei. Da. Așa a fost. Așa a fost. Deci are legătură cu terminul cu unii apreciază ce s-a făcut de acolo, ce s-a îmbunătățit. Se tot ridică problema bărilor, bării de fapt, nu așa, și a lipsii de aer condiționat vara. Da. Problema cu aerul condiționat este că nu cred că o să ne ducă și așa avem probleme cu instalație. La cămin este următoarea problemă. Într-adevăr, chestiunea asta cu băile, am intervenit, am mai schimbat o baterie, am mai desfundat, a fost și o administrare ușor dereglată, să zicem. Așa a intrat domnul Bucur George, este administrator domeniului public și privat, începând cu luna septembrie. Așa. A intrat domnul George acolo, a preluat de la domnul Aldea, mă rog, eu cred că se cunoaște acum, chiar mâine o să sunteți invitați la un spectacol pe care o susține școala. Felicitări cu școala. Poate felicitări pentru noi sunt mai puține. Ați contribuit. Nu așa. Și noi făceam cu tot. Cert este că domnul Cristi Blănaru, într-adevăr, este un instructor deosebit și chiar își merit. Vreau să vă spun că au fost într-un alt round. Au fost invitați de jandarmerie la București, au fost ținut un spectacol aproape, și spun eu, la nivel național și suntem foarte mândri de ceea ce au făcut copiii acolo.
Mai ales că participam și la un spectacol, la un concurs internațional la Suceava, unde am luat locul 2 și dați seama, în momentul în care te bați cu Chișinău, care are o academie de dans, și tu iei locul 2, deja înseamnă că ești cineva, Mănăstirea Cașa, da? Am mai fost de vremea... Cine vorbim? Da, e o bucurie, de ce să nu spunem, e o bucurie, sunt copiii noștri în joc și e intrare de locul. Noi am considerat o realizare. Revenim la Cămin. La Cămin, într-adevăr sunt mult din care trebuie să țin locul, o să încercăm, când facem bugetul pe anul 2019, să mai intervenim ceva, că ar mai trebui, de exemplu, ar trebui o copertină făcută acolo, așa. Să zic, să măriți asta, nu știu dacă o să reușim chiar atât de multe, dar măcar din, să putem să le aducem pe primii de plătire, cât de cât. Pentru că, până la urmă, și taxele pe care le iau în oraș sunt destul de piparate, da? Și să reușim să... Acolo mergi și la un restaurant de să nu plătești. Da, vă dați seama că 800 de lei, până la urmă, ca să facem mult, nu e o sumă. Și nici noi, da? Pur și simplu, veniturile Căminului, știți, că cu astea s-au venit. Câte luni? Maxim 10 luni. Să dai seama, din 80 de milioane, ce poți să faci? Din cauza asta și-a pus mărirea la 1000 de lei de... Nu, da. Apropo, bătrânul, am participat la niște vreodice și la Cămin. De fiecare dată, toate te-a dat bărbatul cu un dat. Acum s-a rezolvat. Deci acum s-a rezolvat. Chiar acum am făcut focul pentru spectacolul de mâine, am făcut focul central, să se încălzească un pic, nu se încălzește el ca aici. Dar să fie dezmoțit oricum, am o clădire destul de mare. Da, dacă nu mai sunt, mergem la departe. Punem la punct. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară. Trebuie să mi s-a cerut la ședința de rând trecut să prezentăm o situație cheltuielă. Dar am făcut o situație la 27 noiembrie 2018, care am luat execuția de ieri. Și avem așa, la administrație publică, avem cheltuieli personal de 1.147.998,94 lei. Bunuri și servicii, 104.416 lei, din care furnituri de birou 3.085 lei, materiale de curățenie 819 lei, încălzit iluminat 4.560 lei, poștă telecomunicații 24.815 lei, materiale și prestații servicii, program de calculator, reparații calculatoare, în general cheltuieli funcționale, 57.000 de lei. Alte bunuri și servicii, anunțuri ziare, licitații, de exemplu, 1034 de lei, licitația la Spitalul cu terenul. Reparații curente, 286 de lei. Obiecte de inventar, 1926 de lei. Deplasări, 1402 lei. Transferul pentru copii instituționalizați, 91.400 de lei. La situații de urgență, cheltuieli de personal, 74.599. Bunuri și servicii, benzină, ulei, reparații, motopompe, etc., 1.355 de lei. Tichete de grădiniță împlătit în valoare de 2.000 de lei până acum. La bibliotecă, cheltuieli de personal, 71.911 lei. Și achiziții de cărți, 555 de lei. Asistenți personal, cheltuieli cu asistenți personal, 27 de cazuri, 27 de asistenți avem, 600.237 de lei. Indemnizații persoane cu handicap, 190.081 de lei. Ajutor de încălzire cu lemne, 59.220 de lei. Iluminat public, 91.802 lei. Salubritate, cheltuieli de personal, 48.335 de lei. Ce s-a plătit la Romprest, salubrizarea, până acum, 166.327 de lei. La drumul și codul reparației, 207.577 de lei. La proiectul regularizare, părul sărățel, s-au cheltuit 30.000 de lei pentru proiect. La investiții de modernizare, școala 1, 30.450 de lei, tot la fel pentru proiectare. La modernizare, drum Râul Dulce,
ultima sumă, 140.879, își menționez aici că am făcut recepția, săptămâna trecută am făcut recepția lucrării și am trimis la Ministerul de S-a achitat total, da. Suntem achitați total cu lucrarea. Și pe data 23 am făcut S-a încheiat. Mai avem de trimis la Ministerul o situație cu ridicarea topo, cu toată... Și intabularea construcției. Intabularea construcției. Mergeam. Dacă s-a depășit asta o notă justificativă, mă rog, niște documente s-a depășit. Valoarea contractului semnată cu Ministerul. Așa, modernizare drumuri comunale, 597.139 de lei. Modernizare drumul Mori, 14.800 de lei, proiectul, la proiectare. Extindere rețea scutară, 916.159. Aici mai avem 70.000 de lei de plată și am încheiat și scutară. O să facem de la viitoare o rectificare, da? Am făcut recepție și la scutară. S-a prins primul la scutară? Nu. Deocamdată nu s-a prins, pentru că mai trebuie să făcute niște documente. Deci, după recepții trebuie avizul tehnic de raportare care ne-au promis cei de la... De la Ion că îl rezolvă. Asta înseamnă că luna viitoare îi dăm drumul la rețea. La cămin cultural s-au cheltuit 573 de lei pe iluminat, iluminatul căminului. Materiale funcționale 1561 de lei. La pășune s-au cheltuit 22.007, a fost o sumă care a fost încasată necuvenit de la direcția silvică și am returnat-o conform unui raport făcut la ei după pe reclamă. Și cam astea sunt sumele care s-au cheltuit până la această dată la Comuna Mănăstirea Cașa. Deci, domnul primar, dați-mi voi să intervin. Deci acestea sunt sumele care s-au cheltuit până la sfârșitul lunii noiembrie, nu? Până la 27 noiembrie 2018, da. Sfârșitul. În total, care este suma cheltuită din buget pentru tot ce s-a cheltuit în acest an? La ce am primit referire? Deci cât din bugetul local au fost cheltuite până la 27 noiembrie? Cât procent? Sau suma, cât suma? Luăm și adunăm și vedeam cât s-a cheltuit. Păi nu avem cum să amestecăm capurile cu ele, domnule. Ba da, domnule. Pentru că avem cheltuieli de personal, avem cheltuieli de investiții. Nu are niciun rost să le amestici pe alea, că faci un talmeș bază. De ce să fac? Domnul primar, nu este vorba că să le amestici. Deci o parte din buget s-a cheltuit până la data de 27 noiembrie. Cât reprezintă această cheltuială față de bugetul întregului an? Statistic vorbim. Nu, statistic, domnule, valoric. S-au cheltuit. În jur de 80% s-au cheltuit. Nu vreau să spun. Eu vreau valoric. S-au cheltuit. Valoric, domnul Belor. Haideți, spuneți de asta. 130 de milioane. Mă rog, da. Sau cât este? Așa. Ar fi fost normal ca toate sumele acestea să fie adunate. Și spune, domnule, până la data de 27 noiembrie 2018 s-a cheltuit această sumă și mai avem de cheltuit din buget până la sfârșit atât. Pentru că nu este nimeni în stare să rețină toate sumele acelea pentru toate obiectivele de falcate așa. Nici nu pot să le scrii, nu pot să le... Deci, important este ca această ședință să știi că până la data de 27 noiembrie 2018, din bugetul total al comunei s-a cheltuit această sumă și mai este încă de cheltuit din bugetul anului, încă atât aveți luna de ce. Ne spune la ședința de abordare, domnul Bucici. Comentarii acesta? Nu. Da. Atunci, haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține. Mă abțin eu. Și eu mă abțin. Ce vă dăm în parte? Mă abțin pentru că nu e nimic concret. Da. Haideți. Da. Trecem la 5.
Trecem, dacă sunteți de acord, domnul primar, proiectul ăsta, punctul 5 și fazia dosarului acesta, să ne discutăm pe 6, pe 7, ca să fim de la timpul cerere de transfer. Peste 78, trebuie să recomandăm sumele instituționale și tot. Da, ce crezi tot? Da, 67 sunt la fel cu votul. Este, este și raportul. Este și raportul. Trebuie să mergem atunci și dau eu citire raportului și facem discuții după. Deci suntem la punctul 5, nu mai facem nicio abate, nu o vedeam aici, luați... Prezentarea raportului, camerele de conturi. Este raportul. Da. Da. Vreau să vină domnul. Deci ce-i bun? Deci e bun. Deci ceva, mă așteptăm, va din treburi mai importante. Deci și avem adresa curții de conturi, care e către Consiliul Local al Comunei Mănăstirii Arcașeni, în temeiul prevederilor articolul 33 alineatul 1 legea 94/92 privind organizarea și funcționarea curții de conturi republicată și ale punctului 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului curții de conturi numărul 155/2014. Vă transmitem alătura spre analiză, în prima ședință de Consiliu Local, raportul de audit numărul A27-1164 din 10-9-2018, împreună cu decizia numărul 38 din 15-10-2018, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi, județul Bacău, precum și înlăturarea deficiențelor constatate, consemnate, în urma acțiunii, audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară al UAT efectuată în Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mănăstirea Cașin. După întâlnirea consilierilor locali, vă solicităm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie de directorul Camerei de Conturi, județul Bacău. Decizia numărul 38 din 18-10-2018, având în vedere prevederile legii numărul 94/1992 privind organizarea și funcționarea curții de conturi republicate și ale regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobată în hotărârea plenului curții de conturi numărul 155/2014, publicată în Monitor Oficial al României, partea 1, partea 1, numărul 547 din 24 iulie 2014, examinând deficiențele consemnate de raportul de audit numărul A27/1164 din 10-9-2018, încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra bilanțului contabil și contului anual de execuție, execuție bugetară, încheiat la 31-12-2017, efectuată la UAT Comuna Mănăstirea Cașin. Se constată. Sunt de la în urma, cred că mai ceva, o să încerc să fiu cât mai succint. În urma controlului pe care Curtea de Conturi l-a făcut în vara asta la noi, s-au constatat anumite deficiențe și sunt montate 6 deficiențe. Așa. Pe care Curtea de Conturi, bineînțeles, le-a trecut în decizia numărul 38 din 18-10-2018, pe care domnul Vici încerca să o... Așa. Dacă vreți să citim tot, dar eu... Nu, care sunt deficiențele? Care sunt deficiențele, nu asta vă interesează. 1. Abate privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului local în cuantum și în termenele prevăzute de lege. 1.1. Necalculare în evidențierea și neîncasarea taxei pentru... Astea sunt în cadrul punctului 1, da? Neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pe profil de activitate. 2. Necalculare în evidențierea și neîncasarea taxei pentru afișaj, scop de reclamă și publicitate. 3. Neefectuarea procedurilor de executare silită a persoanelor fizice pentru creanțele restante cuvenite bugetului local în cadrul perioadei de prescripție. Și aici sunt trecute toate
măsurile pe care trebuie să dispună primarul. Stabilirea întinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru cazurile consemnate în anexie la proces verbal constatare, aplicarea dispozițiilor codului fiscal în normele aplicate, examinarea din oficiu a stării de fapt fiscale, obținerea și utilizarea tuturor informațiilor, elaborarea și implementarea unor proceduri de lucru în vederea identificării construcțiilor adormite din boane cu scopul recepționării și declararea acestor la organele fiscale, actualizarea contractelor încheiate fără respectarea prevederilor legale a celor în care concesionarii nu au respectat clauzele contractuale, emiterea de somație pentru fiecare obligație de plată listată la bugetul local, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se atinge debitul, se provină măsurile de executare civilă. Și aici avem un termen de până la 31.1.2019 ca să reglementăm chestiunea asta. A doua abatere. Evaluarea sistemelor de management și control intern. Activitate de audit public intern. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, în calitate de ordonator principal de creștere, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acțiune care se va corela cu obligația instruirii în cadrul organizatoric, eficient, privind controlul intern managerial, inclusiv al unor indicatori care să asigure evaluarea permanentă a modului de funcționare a acestui termen, 31.1.2019. Suntem obligați prin lege să avem control intermanagerial. Adică, din câte înțeleg, în următorii 3 ani nu va mai veni curtea de conturi. Curtea de conturi va controla doar prin sondaj pe auditori. Nu trebuie să ai auditori la nivel de OATI. Noi suntem într-o discuție la nivelul județului, astfel încât la știți că s-au făcut niște asociații locale, iar am luat decizia ca să angajăm un auditor la nivelul asociației, o structură de audit, care să vină și să facă auditul prin sondaj la fiecare cu atenție. Suntem în discuții. Deja e o chestiune la nivel de județ. Punctul 3. Cu privire la cheltuielile cu combustibilul consumate microbuzele școlare, care asigură transportul elevilor la școală pe raza Comunei Mănăstirea Cașin. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune directorului școlii gimnaziale numărul 1 măsuri concrete care se asigure aprobarea de către Consiliul de Administrație al școlii a distanțelor rutiere în kilometri pe traseele pe care microbuzele parcurs zilnic, în vederea asigurării accesului elevilor la procesul de învățământ. S-a descoperit în timpul controlului la o depășire de combustibil. Generată și de a fost și un dezechilibru, ca să zic așa, pentru că ei au luat microbuzele, au avut concurs la Suceava, au luat microbuzele, au plecat copiii acolo, i-au decontat tot din cadrul bugetului școlii. Trebuia bugetat separat, asta vreau să spun. Și să se aducă la normal. La activitatea aparatului propriu de specialitate al primarului. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, cheltuielile personale. Asta este punctul 4. 4.1. Salarizarea asistenți personal persoanei cu handicap, indemnizații de însățitori persoanei cu handicap, spor pentru condiții de muncă bătămătoare peste nivelul reglementat. Și, iarăși, primarul este obligat să stabilească cuantumul și închiderea plăților nelegale efectuate la bugetul local pentru cheltuielile personale. Recuperarea plăților nelegale efectuate, e vorba de vreo 88.000 și ceva de lei, pe care am și dat dispoziții ca să se recupereze. Sunt persoane care trebuie să plătească în jur de 470 ceva de lei din fiecare. Ce s-a întâmplat? S-a dat dispoziție când domnul secretar le-a calculat salariile, le-a calculat după salariile noastre. Însă ei trebuiau calculați după salariile în legea lor, a asistenților personal și legea a venit o... E două luni de zile. Da. E în curs de rectificare. Deci termen de realizare 31.1.2019. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, cheltuieli de bunuri și servicii, servicii de telefonie și internet, servicii de contate către DPP Mănăstirea Cașin.
la internet, la telefonie și internet, au fost unii salariați care au, care au depășit cheltuielile și li s-a imputat suma respectivă. La DPP, din păcate, se făceau situațiile de lucrări, se făceau în kilometri, când de fapt trebuiau să fie făcute în mări funcționale. Aici a fost o chestiune, și mai este o... noi am aprobat, când am aprobat noi închirierea către persoane fizice, 90 de lei, ei prestau servicii către noi tot la prețul ăsta. Și ei nu o să acopere în veci, dacă tot la prețul ăsta... Nu, persoană juridică să fie veci. Păi nu la persoană juridică, pentru că noi numai o persoană juridică avem. Dar noi când am aprobat prețul, 90 de lei închiriere către persoane fizice, făceam un serviciu către oamenii noștri, același preț îl folosea și pentru DPP. Da? Și bineînțeles că ei nu reușesc să acopere. Și de aici vine diferența de sumă. Oricum, am început să recuperăm și de la ei, dar na, o să fie de lucru. Termen de realizare 31.10.2019. Activitatea unităților subordonate, punctul 6. Angajarea și ordonanțarea, e vorba de școala gimnazială numărul 1. Angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu bunurile și serviciile, depunerea cheltuielilor pentru navetă, la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul pe Universitatea de Stat. Aici a fost o problemă în sensul că li s-a decontat cadrelor care fac naveta, li s-au decontat banii, dar ei nu mai au dus documente justificative. Trebuiau să aducă bonă de benzină și așa mai departe, să facă, trebuiau să fie făcute, trebuiau aprobate consiliul de administrație a școlii și avea după aia făcută plata. Din păcate, aici iarăși o să fie o sumă de recuperat de la profesorii navetiști. Da. Termen 31.10.2019. Și astea sunt cele șase... Cu controlul de trebuie să găsească ceva. Da, e adevărat. Sunt chestiuni care sunt perfectibile. Acum nu spune nimeni, dar domnul secretar, aici, vedeți că și noi, dacă am fi un pic mai atenți, am putea să evităm anumite chestiuni, da? Nimeni nu spune că nu suntem foarte mulți în primărie, nu suntem, uneori suntem depășiți. Adică, nivelul lucrului în primărie depășească și posibilitățile personal și posibilitățile chiar intelectuale are personal. Dar le ținem cât de cât, le ținem pe linia de plutire. Ce este de remarcat este că la investiții nu s-au mai găsit lacune mari cum se găseau în anii anterioare. Generat și de faptul că de la guvern au început să se semneze contractele astea care îți dă toată suma, nu-ți mai dă la sfârșitul anului o anumită sumă și îți impune până la sfârșitul anului să ne cheltui, da? Și dacă nu cheltui, ți-o iau înapoi. Deci, lăsând relaxarea asta, doamne, cât am făcut, am trimis situații de lucrări, am făcut ce am făcut, am plătit, am dat numai departe. Nu mai este presiunea aia pe administrația publică locală. Pe partea ailaltă, și personalul a căpătat experiență, știe să verifice, știe să... Eu vă dați seama că și s-a dat proiecte care au trecut și experiența acumulată. Cert este că pentru noi anul 2018 cred că a fost cel mai fast an. Vă spun din cariera mea de administrator, da? Vă dați seama că numai la Scutaru mi-a înghițit aproape 1 milion de lei, bani pe care i-am susținut noi, din bugetul comunei Mănăstirea Cașa. Gândiți-vă că în 2004, când am preluat eu, în 2005, aproape noi eram în stare să facem un podeț în fața primăriei, da? Că nu era. Lucrurile au ajuns la un anumit nivel acum. Asta vreau să vă spun, că lucrurile s-au dezvoltat. Nu știam ce înseamnă investiții. Noi, la momentul respectiv, nu știam ce înseamnă investiții, ce confort o investiție, ce acte trebuie să făcute.
lucrurile s-au schimbat. E adevărat că sunt multe sacrificii și, da, stau altfel. Treburile. Da. După cât timp o amendă de circulație se prescrie? Niciodată. Cum adică se prescrie? De exemplu, în 2004 sau 2005, până în 2008, erau consilieri. Ba da, erau datori, deci, erau datori, da, există prescrie. Peste 100 de milioane. Știu două persoane. Așa. Care nu au mai plătit și sunt convins s-a prescris treaba asta. Nu, prescrie, stați un pic, noi înțelegem prescrie. Prescrierea înseamnă neîncasarea în termen, da? Iar în momentul în care nu te-am încasat în termen și nu ți-am făcut, deci vorba de 5 ani de zile. 5 ani. Da. Dacă nu ți-am făcut somație și dacă nu ți-am făcut tot ceea ce îți spune legea că trebuie făcut pentru executare, înseamnă că eu trebuie să o plătesc în locul meu. Și? Există o ștergere din baza de date. Iar atunci noi facem un... Și sunt convins persoane respective nou. Domnul, băieții... Stați ca să vă am plătit. Deci băieții care se ocupă fac în felul următor. La sfârșitul anului le dă lista cu posibile prescrieri, da? În perioada imediat următoare. Și le-a pe Mihu Ginel, are plătit amendă, da? El ca să nu se ducă scapul matale să prescrie termenul, tai o chitanță de 5 lei pe numele matale. Și să mai vă cu perioada. E legal? E legal? E legal. Cine spune că nu e legal? Dar nu am dat suma. Cum? Nu. Am înțeles că se va modifica legislația și vom putea să acționăm în instanță pentru muncă în folos comunității, pentru de asta știți, vă dați seama. Dar nu merge circulația, am înțeles că nu modifică, o modifică bine, dar... Stai, până la urmă trebuie făcut ceva. Știți ce se întâmplă? Dacă se continuă în ritmul actual, în următorii 5 ani de zile nu o să mai putem intra în marile orașe. Nu se poate intra în marile orașe. Uitați-vă, de exemplu, Iașul, Bacău, deja e o problemă cu locurile de parcare. Chiar și în Onești. În Onești, uitați-vă, e o problemă cu locurile de parcare. Bine, acum, legea. Toate orașe nu am avut. Deci în toate marile orașe e o problemă. Uitați-vă, de exemplu, în anumite momente când se blochează și nu mai poți să mai ieși. Deci durează, dar vă uitam la Iași, de exemplu. Vineri după amiază e o problemă ca să ieși din Iași. Pentru că toată lumea pleacă. Nu mai vorbesc de București, de din celălalt. Deci dacă se menține ritmul... Este proastă infrastructură. Este adevărat, dar țineți cont că nu numai la noi. Deci chestiunile astea se întâmplă în toate marile orașe. Uitați-vă unde au autostrăzi, că toți au probleme cu blocaje. Da, haideți să revenim la discuție. S-a amintit acolo despre DPP și cu câteva ședințe în urmă se spunea că aceste DPP să autofinanțeze. Vis-a-vis de această chestiune, nu știu dacă Curtea de Conturi s-a exprimat. Pentru că, încă o dată spun că DPP-ul acesta este o căpușă la nivelul bugetului local. Pentru că nu reușește să autofinanțeze. Asta ce s-a? Asta s-a înțeles să aibă plan de lucrări, să vadă care este situația dintre cheltuieli și venituri. Deci, încă o dată, este o societate comercială care trăiește pe spatele bugetului nostru și care suge fără să fie o societate profitabilă. Da, și... e profitabilă, nu va fi niciodată atâta timp cât ea prestează servicii către un singur beneficiar, Comuna Mănăstirea Cașin, la niște prețuri impuse din noi, da? Pe unde se iasă profit? Păi ea e gândită ca să nu iasă profit. Noi am gândit-o aici ca să nu iasă profit. Nu.
Deci, nu, dacă noi, dăm, dacă noi, dacă noi îl condiționăm pe el, băi, tu îmi dai utilajul meu, așa, și îți dau 90 de lei pe oră și tu îi pui motorine, îi pui oameni, îi pui tot ce vrei tu, ce înseamnă? Când va face el profit? În legea societăților comerciale. Nu, lăsați legea, eu vă întreb din asta. Da, da, eu vă întreb din asta. Da. Cum credeți că va face el profit așa, în stilul ăsta? Păi, dar înseamnă că nu e bine pus plata pe bun. Bă, da, e pus să mă vin în plus. Da, s-o mă duc ca să facă profit, dar nu face profit, nu văd de la băie. Deci, încă o dată, trebuie ca această societate comercială să fie profitabilă. Nu o să o facem. O să o facem profitabilă. O să o dezfințăm și o facem serviciu public în casa primării. Așa, așa, așa. Eu am putea să externalizăm și serviciu. Ca să facă servicii și la altcineva, spuneți dumneavoastră. Și dacă noi avem treabă, de exemplu, eu am dezăprezi și el are contract cu firma X, și cu penalități cu asta. Ce mai important pentru mine? Ca să ia bani la societate X sau să-mi fac mie dezăpezire? Da. Pentru că, Doamne ferește, ai nevoie la noapte, la două, de pun la excavator. De unde ai? Dacă el e plecat la, pe un șantier. Băi, în capacitate. Da, mai rog unul. Nu, viitorul, și am discutat și cu cei doar pe contul. Viitorul este de a reveni în marca normală, pentru că ceea ce am făcut noi este datorită faptului că nu aveam voie să angajăm personal în cadrul primăriei. Acum putem, din schema 36 pe care avem, putem să facem o structură separată, serviciu public și privat din cadrul primăriei, cu 5 oameni când sunt ei, salariați primării și atunci beneficiază și ei toate. Și nu mai tăiem facturi. Nu mai tăiem facturi unii la alții, nu mai discuția asta. E creșterea salarii. Și la Onești desfințează. Și la da. Eu credeam că această curte de conturi, de la Bacău, ar fi spus ceva de chestiunea în raportul ăsta. Vis-a-vis de activitatea DTP-ului la Zergaș. Și nu numai la Zergaș, se întâmplă la Zergaș și la Zergaș. Așa cum spune. Da, dacă nu mai este nimeni. Cine este pentru? Contrivă? Abține. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării lotului S520, situat în satul Scutarul domnului Jitadelul din Comuna Mestreaca, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării lotului S521 domnului domnul Alexandru din Comuna Mestreaca, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezilierii contractului de concesiune numărul 866 de 2004, domnului Iovcea Iorpe. Da. Doamna Popovici Maria, domiciliată în Constanța, strada Fătului, așa, roagă să aprobăm concesionarea lotului cu Iestia titular către domnul Jitea Dănuț, ca urmare a contractului de vânzare temporară 578, încheiat la notar, autentificat la notar pe Lan Vasile. Să explic că sunt și consilieri noi care nu știu cum se face procedura. Deci noi am concesionat în anii 2003 loturi la Scutaru. Iar cel care și-a definitivat și-a construit, are un bun acolo, poate să sub concesiune. Deci predea contractul de concesiune altuia care îi cumpără bunul lui. Da? Deci terenul respectiv trece odată cu bun. Nu știu, au fost cazuri când s-a construit un gat și beneficiarul și-a vândut gatul, dar automat nu poți vinzi gatul fără teren. Adică să-l vinzi, să dai și contractul de concesiune meritat. Și în cazul ăsta, doamna Popovici Maria are o construcție, are o clădire, așa, și a vândut-o domnului Jitea. Și chestiunea asta nu se poate petrece fără aprobarea Consiliului Local. Deci dacă Consiliul Local s-a opus din diverse motive, nu se poate face trecerea concesiunii la unul la altul, dar nu există motiv ca să nu facem
treaba asta. Da, adică vreau să vă spun că știți foarte bine Consiliul Local are dreptul să spună da sau să spună nu. Da. Le luăm... Trebuie ce? Să justifice dacă spui... Absolut, da. Spui, nu, că vrei tu. Nu. Pentru orice, pentru orice. Consiliul, ca și proprietar al terenului, are dreptul să se opună. Poate spune, da. Știți, poate spune Consiliul. Eu fă o expertiză, ca să vă dau ideea. Fă o expertiză la construcție. Fă o expertiză la construcție și atunci o să văd... Da? Ar putea să spune. Da, este un motiv. Da? Da. Da. Cum s-a judecat acum problema? După ce se preia contractul acesta, da. Asupra termenului concesionar, din inițial a fost... Termenul rămâne același, contractul rămâne același. Adică, cine preia... Preia cu același contract. Doar pe perioada cât a rămas până la expirarea contractului. Se schimbă în contract, se schimbă doar concesionarul. Condițiile contractului rămân același. Da. Aici ar fi o întrebare, domnul Beroi, dumneavoastră de la un răspuns. Eu știu că era prevăzut o mențiune acolo în contract, după 25 de ani de concesiune, rămâne a titularului, nu? Așa este. Nu? Deci nu mai trebuie să plătești concesiune, rămâne, intră în drepturi ca să rămână în terenul lui. Nu intră în proprietate de concesionarul. Nu există așa. Așa este. Haideți că nu există. Există contract. Încercați-vă un pic atenți pe contract și vedeți că există o clauză care spune așa. Asta e clauză. După definitivarea investițiilor și terminarea, încheierea termenului contractului, concesionarul are dreptul să ceară să-i se vândă terenul. Și atunci, și-l cumpere. Nu, nu cred că este așa. Aveți că așa este. Nu se contracte, alea se ignora. Să ne citim. În anul 2004. Așa. Da. Deci după 25 de ani de plătit această concesiune, redevența, cum se cheamă, concesionarul intră în domnul Meloi, confundați redevența cu frunzarea unui teren. Redevența înseamnă o taxă pe care o plătesc pe un teren pe care o folosesc. Eu confund, eu știu ce era redevența, știu ce înseamnă. Iar vânzarea unui teren înseamnă un preț stabilit fix pentru vânzarea unui teren. Deci este diferență între redevență și vânzare. Și vă spun că dacă vă uitați spre finalul contractului, probabil că mai aveți ca dumneavoastră acasă, o să vedeți că există o specificare a specificarea asta. Nu am deci, vrut să nu a trecut atâta timp de când ați făcut contractul, dar vă spun cum am izbitit chestiunea asta și juridic. Și dacă vreți, dacă îmi dau silința, cred că am și un contract scalat. Lăsați cu viladul. Dar nu există, deci vă spun. Deci, omul care după ce plătești, vă mai spun o chestiune pe care nu știu dacă o știți. Spune așa. În cazul în care îți definitivezi sau Consiliul Local are pretenții asupra construcției de acolo, nu se reziliază. Cu o despăgubire justă poate să-ți ia clădirea. Există trecut în contract și chestiunea asta. Să fie. Să vedeți. Citiți-l. Și mai fost și niște condiții în contract. Da. Cine închiriază are obligația să asigure toate condițiile. Adică apă, canal, toate utilitățile. Asta nu s-a respectat. Să spune despre utilități. Există, într-adevăr, o chestiune care se referă la utilități. Și, în general, utilități, acolo, dacă mi-aduc aminte, se referă clar la energie și la drumuri. Și la drumuri. Și la din cauza asta, noi am și lăsat terminul ăla de 2 ani. Știți că este un termen de 2 ani pentru definitivare. L-am tot lungit în Consiliul Local până la definitivarea rețelei electrice. Pentru că nu era omenesc să te apuci să reziliezi contract de acolo și să nu ai curent electric. Da, dar probabil că de la anul o să schimbăm. Da. Și colegii nu au nimic. Da, în fine. Deci asta e. Haideți că... facem... luăm pe fiecare în parte sau mergem la total. Domnul Guriță, Mihai Alexandru.
și Buriță Mihaela, din Constanța, îi vând la fel domnului Bârla Alexandru, locuință pe Pusion la spital, un act autentificat, la notar, Zânceala Constanța. Deci tot locuință. Da, nu mai e. Da, iar domnul Iovcea face cere pentru rezilierea contractului 866, pentru că nu mai interesează. Iovcea ce a avut lotul... Iovcea. Nu spune nimeni aici. Cum să spun? Pune numai la lotul 866. Ai luat contract, dar lotul... Da. Yes. Spune contractul. Exact. Încetare, concesiune. Ies 6 cu 1. Spune doamna la orice referență. Ies 6 cu 1? Da. Da, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Am lovit. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de sanitizare, vederea calculării taxei speciale de sanitizare și transmiterea prin aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de sanitizare în vederea calculării taxei speciale de sanitizare. E o problemă aici. E o problemă destul de... Deci, adesea, ca să poate să iasă dintr-un impas, ce s-a întâmplat? Toate declarațiile sunt luate la nivel de OAT-uri. Declarațiile privind utilizatorul de care are fiecare comun în parte sau fiecare OAT în parte. Datorită faptului că unii dintre colegii noștri nu au fost chiar corecți și au declarat mult mai puțin utilizatori decât aveau în realitate, s-a evit necesitatea editării unui regulament. De exemplu, sunt comunii care au scăzut populația cu 50%. Pentru că nu voia să plătească mai puțin, știți? Și automat nu poți să faci chestii de genul ăsta. Eu le-am și zis, în discuții pe care am avut la zis, am spus clar, doamne, cu asta referință, recensământul din 2011. Da. Luați recensământul pentru că sunt buni, mai sunt plecați, adevărat, dar nu atât. Deci nu atât. Adică, până la urmă, stai ajungi și te întrebă, dar cum ești primar? La ce? Nu mai ai oameni în comun, ai rămas numai tot cu aparatul de primărie. Dar e verificat, exact tot. Da, și din cauza asta, ADIS-ul a pus la punct un regulament pentru stabilirea privind numărul utilizatorului serviciului public de sanitizare în vederea calculării taxe speciale de sanitizare la nivelul fiecărui consiliu local. Nu știu cât o să mai meargă. Pentru că deja am început să primim somații, sumele este destul de mărșoare, vorba de vreo 100 de miliarde că s-au adunat. Am început să primim somații de la structură judecătoresc. Deja conturile ADIS-ului s-au oprit. Pentru ce? Ce sens? Păi, datorită datoriilor pe care le are de plată către Romprest, ADIS-ul, la ora asta, are conturi de poprite, pentru că nu mai sunt. Nu s-au plătit. Sunt colegi primari care nu au plătit sume mari, destul de mari. Erau cazuri, știți că am discutat, cazul Măineștiului, Tărmăneștiului, ce mai era pe valea aia pe acolo. Și văd că lucrurile se strâng. Mai mult decât atât, e cu sudul care a lucrat două luni de zile, au trimis și aia somații. Închizându-se conturile asociației, automat nu ai ce să mai plătească. Iar lucrurile vin în lanț, așa. Posibil ca să fim nevoiți să... Suntem și noi încolțăm în ăștia ca și? Noi avem plătit la zi, avem plătit tot. Așa? Suntem în asociație. Noi suntem în asociație, clar. Dar principalul asociație este Consiliul Județean. Vă dați seama, dacă i-a pus potrivit Consiliul Județean pe asta, acolo adică să-și opresc toți banii. Că prima dată asta fac. Pun potrivit pe...
principale asociații, Consiliul Județean, municipiul, municipiul Bacău și celelalte municipii și cred că la noi ajungem mai târziu, noi suntem în partea de vest a județului, nu suntem chiar acolo în centru. Dar nu există motive, pentru că noi suntem la zi cu plata. Noi nu avem un leu datorii către cineva și nu, în mod normal, ar trebui ca cei care au datorii, ei să-și plătească, să suporte și penalitățile din întârziere. Da? Păi dacă tu n-ai plătit, nu poți să mă bași pe mine în aceeași oară cu cel care n-a plătit. Nu? Din cauza asta și ținem să ținem foarte aproape cu sumele astea, că era previzibil. Prevedeam de acum vreo 2 ani de zile, deci am zis că ține atât, da, mă rog. Și asta a fost generată de poziția pe care au avut-o Moineștiu și Dărăneștiu. Clar, pentru că numai ei au sume de aproape 20 de miliarde, dacă nu chiar mai bine, datorii la ADIS. Judecăți și așa mai departe. Da. Păi bun, inventarul la noi, a zăchitărilor, nu știu ce nu faci. Noi, am beneficiat, e foarte adevărat, și de experiența pe care am avut-o înainte. Cu sistemul care l-am avut noi, da? Pentru că oamenii noștri erau învățați cu un funcționare unui sistem, au preluat-o cât de cât, mărirea aia de la 2,5 la 4 lei, aia a fost la 3,90 lei, sau cât a fost ea prima dată. Aia ne-a scuduit un pic și a fost, dar treptat am intrat în mecanism, ca să zic așa, da. La noi, evidența, noi avem o evidență destul de clară privind consumatorii, că ce s-a întâmplat? Fiecare, în momentul în care a plecat sau a venit, li s-a cerut să facă declarații pe propria răspundere. Să spune, doamne, plec în Italia, eu cu 2 persoane sau cu 3 persoane, cum fi, băcați fiecare, știți? Și le-am ținut, le țin domnul Apostol, o situație destul de clară la privind chestiunea salubrizării. Dar nu pot să spun că e perfect, nici la noi, vă dați seama că orice lucru e perfectiv. Dar avem o situație, vă v-ați spus. Deci ce număr avem acum? Noi acum plătim pentru 4.097 de locuitori. 4.097. Deci 4.097. 97, da. Din 4.700 cât avem la recensământul din 2011. Nu, și nu sunt mulțumiți cu... Nu la noi. Nu-i vorba de noi. E vorba de alte... Nu, dar noi acum... Noi, la ora asta, vrem să stabilim acest număr de utilizatori, așa? Nu. Un regulament de stabilire a numărului de utilizatori. Suntem de acord că ei să facă un regulament. Deci fiecare comună trebuie, e obligată să aplice regulamentul ăsta și să-și stabilească numărul de utilizatori. Da. Noi nu avem probleme, nici cu numărul, nici cu bani. Nu, chiar nu dacă, chiar dacă mai lipsesc pe urmă, mai sunt care pleacă, noi trebuie să respectăm. În actualizare există o fluctuație. Există o fluctuație, pentru că noi... Cred că au fost destul de generoși. Nu generoși. Noi ne-am plătit exact ce am... Ce au cerut ei. Ce au cerut ei și ce am costat, dar și noi, nu ce au cerut ei. Pentru că ei cereau pentru 4.700. Iar noi am spus, doamne, nu sunt 4.700, sunt 4.097. Din ce am luat și noi după registre, după evidențe, după cereri care s-au făcut din plecare, de venire și așa mai departe. Am făcut o balanță. Aici sunt două lucruri. Da. Una la numărul de personal de utilizator și alte chestii la valoarea... De tonaj. La valoarea serviciului. Da, haideți că dau citire așa, să vedeți și cum ați zicam despre cine. Deci, regula generală a utilizator casnic. Conform documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului de management al deșeurilor solide în județul Bacău,
semnale către reprezentanții tuturor UAT-urilor din județ și actelor redacționale 1 și 2 la respectivul document, articolul 18, aliniatul 1, deci nu e se precizează că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport sanitare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de sanitizare în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de sanitizare care deservesc utilizatorii respectiv cu luare în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului, de la colectarea deșeurilor până inclusiv la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații pe întregul flux de deșeuri. Instituirea taxei speciale de sanitizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Bacău este prevăzut în cererea de finanțare și documentul de poziție anexă la contractul de finanțare 13.126 din 19.04.2011 pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău. Regula generală pentru utilizatori non-casnici. Utilizatorii non-casnici vor plăti un tarif pentru serviciul de sanitizare direct operatorului de colectare și transport, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea, transferul și eliminarea deșeurilor la depozitul județean Bacău. Conform contractului de delegare încheiat de UAT ADIS cu operatorul și conform contractelor de prestat servicii încheiate de utilizatorul non-casnic și operator. Situații excepționale. Utilizatorii non-casnici din UAT-uri urbane și rurale vor achita contravaloarea serviciilor de sanitizare prin tarif achitat direct către operatorul de colectare și transport deșeuri, care va achita inclusiv contravaloarea serviciului prestat de către operatorul de instalații sau prin taxa specială de sanitizare instituită în acest sens de către autoritățile administrației publice locale, calculată distinct față de cea stabilită pentru utilizatorii casnici, autorităților locale, urmând să o transfere lunar către ADIS pentru plata de către Asociația Contravalorii Serviciului Prestat Distinct de către fiecare dintre cei doi operatori, colectare și transfer și operare instalații. Instituirea taxei speciale de sanitizare pentru utilizatorii non-casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor de județul Bacău este prevăzută de legea 101 pe 2006, articolul 26, aliniatul 1, litera C. Modalitatea de stabilire a taxei de speciale de sanitizare. Pe teritoriul administrativ al fiecărui UAT membru ADIS Bacău a fost instituită taxa specială de sanitizare în sarcina utilizatorilor casnici și cu titlul de excepție în sarcina utilizatorilor non-casnici și funcție de prevederile contractelor de delegare pentru asigurarea următoarelor activități ale serviciului de sanitizare. Colectare separată și transportul separat al deșeurilor, municipal inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, operarea administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare, sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stații de sortare, organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, compostarea deșeurilor biodegradabile în instalații centralizate, administrarea depozitului conform de deșeuri. Regulamentul intră în vigoare odată cu aprobarea acestei de consiliile locale ale UAT-urilor membre ADIS și de către ADA ADIS Bacău. Taxa specială de sanitizare se datorează de către beneficiar serviciului public, persoane fizice sau juridice care locuiesc sau sunt rezidente sau desfășoară activități în imobile situate în raza administrativ-teritorială membră ADIS Bacău. Taxa specială de sanitizare, datorată conform aliniatului 1, se plătește în baza declarației de impunere, declarației de impunere după modelul anexelor prezentului regulament. Declarațiile de impunere au pentru identificarea numărului de utilizatori al serviciului în vederea stabilirii obligațiilor de plată, proprietarii de imobile sau beneficiarii serviciului de sanitizare după caz, obligația de punere declarației de impunere, dată pe proprie răspundere, conform modelului stabilit în anexele 1.4, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Dacă vă aduceți aminte și noi aprobasem în perioada 2010, am
declarațiile de impunere specifice pe care le-am făcut noi pentru taxa de 2,5 lei. Utilizatorii gratis sunt persoane fizice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciu public de salubrizare în condiții de lege. Persoane fizice care locuiesc efectiv într-un imobil cu destinație de locuință, proprietatea unei persoane fizice, juridice sau proprietate de stat sau alte, au calitate de beneficiar. Utilizatori casnici ai serviciului public de salubrizare. Utilizatorii non casnici, persoane juridice care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciu public de salubrizare în condițiile legii, persoane juridice, agenți economici, instituții publice, fundații, asociații, altele decât cele de proprietari, ce își desfășoară activitatea în imobile situate pe teritoriul UAT-urilor urbane și rurale, membre ADIS, au calitate de beneficiar, utilizatori non casnici ai serviciului public de salubrizare. Pentru utilizatorii casnici, obligația de punere declarației pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de salubrizare aparține proprietarilor de imobile cu destinația locuință, în numele și pe seama tuturor utilizatorilor casnici care locuiesc împreună. În cazul în care proprietarul imobilului nu locuiește efectiv în respectivul imobil, obligația de punere declarației aparține persoanei care deține un drept de folosință asupra imobilului respectiv. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă, imobil deținut, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane. Anexa 1 la prezent. În cazul imobililor proprietate persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice, obligația de a declara numărul de utilizator devine atât proprietarului cât și chiriașul. Se va depune declarația de impunere anexa 2 pentru fiecare imobil deținut. În plus, se va depune și anexa 4 de către persoana juridică care a închiriat, iar obligația de plată a taxei de salubrizare aparține persoanei juridice. În cazul imobililor pe proprietate persoanelor juridice cu destinația de locuință, care sunt închiriate persoanelor fizice, obligația de a declara numărul utilizatorilor și a achita taxa de salubrizare devine proprietarului imobilului. Se va depune declarația anexa numărul 3 pentru fiecare imobil. În cazul imobililor proprietate de stat, OAT, locuite de persoane fizice, obligația de a declara numărul utilizatorilor și a achita taxa de salubrizare revine chiriașilor imobilului, se va depune declarația conform anexei 1. Pentru imobile care sunt locuite temporar, case de vacanță, apartamente sau imobile locuite temporar, etc., și nu sunt imobile de domiciliu sau de ședință, obligația de a declara numărul utilizatorilor revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută. Utilizatorii non casnici, proprietari de imobile care au sau care au sediu, punctele de lucru, în imobile închiriate de către alte persoane juridice, au obligația de punere declarației privind numărul utilizatorilor pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, anexa 4, pentru sediu și toate punctele de lucru în care desfășoară activități economice sau de altă natură, pe teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADIS Bacău. Declarația se depune pentru fiecare imobil. Plata taxei speciale de salubrizare este în sarcina utilizatorilor non-casnici. Utilizatorii non-casnici vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare în condițiile stipulate în contractul de prestat servicii încheiat cu operatorul aprobat prin HCR, hotărârea AGA ADIS Bacău și sau în condițiile stipulate în contractul de delegare încheiate între UAT și ADIS cu operatorul de salubritate. Obligația de punere, declarație de impunere pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de salubrizare, salariați, administratori, etc., revine reprezentantului legal al persoanei juridice. Declarațiile pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de salubrizare se depun în două exemplare însoțite de copie după actul de identitate de înființare la administrația fiscală locală, de către persoane juridice sau fizice ce au domiciliu, reședința, sediu, punctul de lucru sau dețin proprietatea. Ca urmare a depunerii declarației, beneficiarii serviciului, conform articolului 2, vor primi decizia de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs. Cuantumul taxei de salubrizare se va publica la sediul primăriei, pe site-ul acesteia sau în mass media locală. În cazul neprimirii deciziei de impunere, până la finele primului trimestru, obligația de plată subsistă, utilizatorii casnici și non-casnici având obligația de a consulta site-ul primăriei sau vizierul primăriei. Declarația privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de salubrizare pot fi modificate la cerere pe parcursul anului prin depunerea unor declarații rectificative conform anexelor 5-8.
Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de data apariției oricărei modificări a datelor declarației inițiale, urmând ca modificarea numărului utilizatorilor serviciului de sanitizare să se efectueze în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunere declarației rectificative. Pentru utilizatorii casnici care locuiesc la bloc, declarația de impunere pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de sanitizare și declarațiile rectificative vor fi verificate de către persoane desemnate de către primar din cadrul aparatului de specialitate, utilizând inclusiv datele furnizate de proprietarii imobililor, depuse și la asociația de proprietari pe care aparțin. Asociațiile de proprietari au obligația de a furniza primăriei toate informațiile actualizate deținute în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Pentru utilizatorii casnici care locuiesc la case, locuințe individuale, bloc, locuințe colective, primarul prin aparatul de specialitate, desemnat prin dispoziție specială și împuternicit în acest scop, are obligația identificării și verificării situației imobililor nelocuite mai mult de 6 luni de consecutiv, înregistrări distincte, precum și a verificării situației proprietarilor persoanelor cu domiciliul la adresa imobilului în vederea clarificării situației acestora, plecate din țară mai mult de 6 luni de zile, etc. În caz de deces al titularului, dreptul de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere a declarației de impunere și de plată a taxei revine moștenitorului, moștenitorilor de drept. Declarațiile de impunere vor fi depuse anual până la sfârșitul primului trimestru din fiecare an calendaristic, cu excepția anului 2018, cum vor fi depuse în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. În unitățile, în UAP-urile în care proprietarii de imobile sau beneficiarii de serviciului de salubritate au depus declarații de impunere până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele declarații de impunere vor fi depuse începând cu anul 2019. Autoritățile administrației publice locale au obligația verificării din oficiu a fiecărei declarații pe proprie răspundere, utilizându-se toate datele și informațiile existente în cadrul Registrului Statei Civile, Registrul Agricol, Direcția Persoanelor, etc. În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea numărului utilizatorilor, serviciul de salubrizare de către utilizatorii casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu pe baza datelor furnizate de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului, extinde în cadrul Registrului Agricol, Registrului de Stare Civilă și evidența persoanelor conform domiciliului. Stabilirea din oficiu a taxei speciale se face prin decizii de impunere emisie în condițiile codului de procedură fiscală. În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea numărului utilizatorului serviciului de sanitizare de către utilizatorii non-casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu pe baza estimării unei cantități anuale de deșeuri generate de 12 tone pe an. Cantitatea de deșeuri efectiv generată, predată de către utilizatorul non-casnic, va fi verificată în conformitate cu declarația de impunere a utilizatorului non-casnic și sau contractului de prestat servicii încheiat cu operatorul în prezența persoanei desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, special împrednicit în acest mod. Odată cu aprobarea prezentului regulament, prin HCL, hotărârea AGADIS, primarii au obligația desemnării unei persoane din aparatul de specialitate ca agent de monitorizare și control special împuternicit în scopul monitorizării activității utilizatorilor casnice. Non-casnici, generatori de deșeuri extins pe raza UAT de competență a activității operatorilor de salubrizare, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare a unităților administrative teritoriale de județul Bacău, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Modalitatea de calcul a taxei speciale. Din taxa specială de salubrizare se asigură finanțarea următoarelor activități conform contractelor de delegare sau contractelor existente încheiate între UAT și ADIS. Colectare separată și transportul deșeurilor menajere, reziduale biodegradabile exclusiv din mediul urban, reciclabile. Transferul deșeurilor. Sortarea deșeurilor menajere și similare, colectate separat. D. Compostarea deșeurilor biodegradabile, menajere și similare, colectate separat. C. Depozitarea controlată a deșeurilor municipale. Taxa de salubrizare pentru populație este diferențiată pe medii urban și rural și este aceeași pentru toate UAT-urile urbane, respectiv toate UAT-urile rurale, a se vedea anexa 6 cu componența zonelor de colectare, anexa 9.
Obligația de punere, declarație de impunere pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de salubrizare, salariați administratori, revine reprezentantul legal al persoanei juridice. Declarațiile pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului de salubrizare se depun în două exemplare însoțite de copie de actul de identitate de înființare la Direcția Fiscală Locală de către persoane fizice și juridice ce au domiciliul, reședința, sediu, punctul de lucru și sau dețin proprietatea. Ca urmare a depunerii declarației, beneficiarii serviciului, conform articolului 2, vor primi decizia de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs. Cuantumul taxe de salubrizare se va publica la sediul primăriei episodului acestuia și sau în mass media locală. În cazul neprimirii deciziei de impunere, până la finele primului trimestru, obligația de plată subzistă, utilizatorii case și non-casnici, având obligația de a consulta cu site-ul sau vizierul primăriei. Declarațiile pentru stabilirea numărului utilizatorilor și serviciului de salubrizare pot fi modificate la cerere pe parcursul anului prin depunerea unor declarații rectificative întocmite conform anexelor 5 și 8. Nu citit astea. Au băgat ăștia la greu. Gestionarea veniturilor și cheltuielilor aferente, deci, practic, au aprobat o serie de anexe. Așa, pentru că aici se referă mai mult la declarațiile de impunere, da? Un model de declarație de impunere, o depui, ca fiecare să... E o obligație a fiecare să-și depună declarația de impunere. În cazul în care nu vrei să o depui, pur și simplu ești impus din oficiu. Așa zis, la agenda economică a scos impusul 12 tone pe an, o tonă pe lună. În caz... Nu. În caz că nu depui... În caz că nu depui declarația, că nu faci contractul, el ți impune automat, pentru că vedeți că agentul economic face direct contract cu Rompres, nu face cu primăria, da? Nu impune primăria. Face direct cu Rompres. Da. Noi astea le avem și noi aprobate la nivelul nostru, le aveam aprobate înainte. Numai că, vedeți că ei se referă la foarte multe cazuri și la, de exemplu, noi avem un singur bloc de locuințe, nu avem asociații de proprietate, nu avem ca și... Ei se referă la o cazuistică mult mai largă la nivel de județ, vă dați seama. Și atunci trebuie să facem niște formulare care... Oricum le facem. Deci, da, le schimbăm pe ale noastre, le schimbăm cu astea. Domnul Brumar, cine a întâlnit ăsta așa de scurs? A zis. Adunare generală a funcției. Dar, prin absurd, nu completez un formular din ăsta, nu să știe, domnule, în 2018 a fost două persoane. Și în 2019, mai ales ăștia bătrâni, știu că nu au mai născut un copil. Nu mai sunt în sare. Dar dacă, de exemplu, soția mea, în general, noi nu competea nimic la treia zi. Haideți că au mai fost cazuri când omul a venit, doamne, anul ăsta, a venit acum, da? Și spune, doamne, eu în perioada august, septembrie, octombrie am fost plecat în lumea asta. Foarte bine, punem una și făcere, verificăm, sunăm și vedem dacă în viață așa a fost și nu poate să faci omul. Dar important este să ține și tuturor le-a spus, dar țineți legătura cu noi. În moment, trimite o hârtie sau trimite un mesaj pe mail, că acum toată lumea scrie un mesaj pe mail. Dar în perioada de nu sunt, scade mă lua sau utilizare. Și atât, pentru că eu am printat-o și am dat-o mai departe, da? I-am pus o viză, da? Hai să încarci să trezi ăsta, ai lume, că acum 2 ani de zile am fost plecat. Păi, băi, frate, ce să-ți fac în gătea toată asta? Deci trebuie să știm numărul de utilizatori care raportăm la... Nu, ăla trebuie să știi, sunt domnul Belor.
Prețul este fixat de acum 3 ani zile de când am plecat, da? L-am fixat până în 2025. Da. Și ăla pe fiecare an are taxa lui, da? Numărul de utilizatori. Noi îl avem 4097 și îl menținem. Raportăm mai departe, da? Menținem numărul de utilizatori. Noi, practic, trebuie să aprobăm formularistica pe care v-am citit-o eu. Și anexe. Anexe, da. 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 Asta e. Porologie. Da. Tonaj de gunoi și anumit număr de utilizatori, da? Și am spus, doamne, stați un pic, nu respectați contractul, pentru că am făcut un împrumut de 15 milioane de euro, să zic, să iau utilaje și să-mi fac asta, dar deocamdată nu s-a ajuns la. E posibil să ajungă. Probabil că o să se facă o raportare și la numărul de persoane și la tonajul care se... O siguranță. Deci, cu formulă de calcul. Da. Deci, atenție mare, în viitor. Și cred că noi vom fi cei vom fi cei care va trebui să facem, cu siguranță va trebui să facem. O să trebuie să separăm deșeurile. Și cred că la anul o să trebuie să separăm, să măcar o parte din deșeuri să le... Dar dacă tomberoane în oraș... Da, în condițiile care noi le separăm, mai bine o singură mașină și le amestecă în mașină, care este problema? Noi cu două mașini o să ne putem face treaba. În ce sens? Una va lua deșeurile menajere și una va lua, de exemplu, cei mai voluminos, deșeurile din plastic, da? Până când vor stabili ei să aducă mașini suficiente, să putem să... Da, cred că ei nu vor mai stabili. Păi și atunci la ce să le plătim? Nu, ceea ce ați citit, am înțeles că, de fapt, banii pe care îi plătim, noi îi plătim și pentru faptul ăsta, că ni se iau deșeurile separate și așa mai departe. E vina mea că vă dau informații pe amândoi dintr-o dată. Dar nu e problema să dați informații. Știți ce am vrut să spun eu? Eu v-am spus că e posibil ca anul viitor să colectăm separat, pentru că va fi serviciul nostru și vom avea două mașini, pentru că ăștia deja în două luni de zile cred că-ți vor închide. Asta vreau să vă spun. Bine, dar eu vreau să spun că și banii pe care îi plătim acum, din câte ați citit dumneavoastră acolo, am înțeles că se face din regulament, reiese că suma, taxa aceasta specială, noi o plătim și pentru separare. Deci pentru că, de fapt, se consideră că și acum se face lucrul acesta. Asta vreau să spun. Nu, ei fac după ce colectează domnul, ei fac selectarea deșeurilor. Domnule, așa e trecut la definiție, așa e trecut, dar nu știu. Păi, dar ce s-ar plăcea și din taxa specială, noi o plătim. Dar noi nu plătim taxa specială, noi plătim taxa de șeură. Taxa, domnule, noi o plătim. Da. Taxa specială e altceva. Deci noi o să... Noi, cu siguranță, vă spun că o să trebuiască să pregătim proiectul de hotărâre pentru transformare... Dar noi mai putem ieși din ADIS? Sau să dezvoltăm? Deci ieșire... Ieșirea nu înseamnă că am depus o cerere, că noi putem să ieșim când vrem. Consiliul local hotărăște, începând de mâine ieșim, dar... Dar trebuie să plătești containerii care ți le-au trimis în teritoriu. Deci noi avem niște containeri la ei, avem câteva sute de containeri care... Din demolări, din cărășul de noi. Am încercat și m-am dus aici la Mărășteanu și am mai înfundat acolo la barajul ăla. Dar ce este, ce putrezește, frunzii, crengi, biodegradabile, alea le duci, le pune fiecare pe terenul lui, până la urmă și dacă faci foc cu crengile alea, faci bombărică cu ele. Și asta cu o luzul.
ședințele cu Ecosud. Spunea că au condamnări. Bine, așa, Ecosud abia te așteaptă ca să-i trimiți restul de material de construcții, că te taxează cum te vezi. Asta. Vă dați seama, ele... Exact cum a fost și cu cadavrul de animale, da? Vedeau cei de la... Protanul, îți ridica calul mort și plăteai după aia... Trei cai, da. Plăteai de... Era 1000 de lei pentru calul. Era mai mult, calul de cesuri. A intrat în fără. Da, hai, hai să spun ce să fie. Cine este pentru? Da, tu ați de acord. Nu, eu mă abțin. Și eu. Și dacă da, și dacă domnul Vice poate să-mi explice și mie ce diferență există între taxa de salubrizare și taxa specială de salubrizare pentru care noi stabilim acum numărul de... așa. Citesc în regulament. Eu asta am înțeles. Păi dumneavoastră spus așa, că noi nu plătim taxă specială, da? Dar noi ce aprobăm? Proiectul, regulamentul privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Atunci, explicați-mi ce este aia taxă de salubrizare și ce este asta taxă specială. Că dacă, na, a spus că nu, noi nu plătim taxă. Corect, da, de ce zice specială? Pentru că tot timpul, de când ați început să citiți, eu mă gândeam, de ce e aia taxă specială? Nu e suficient taxă de salubrizare? Pentru ce se cheamă special? Specială pentru comună mulțimea taxă. Păi aia e. Și domnul Vice m-a făcut că voi nu plătim. Spuneți-mi și mie ce e aia. Eu nu știu. Nu, eu cred că e același lucru. Păi înseamnă că este o altă taxă specială? Dumneavoastră vă referează la sortarea deșeurilor menajere și similare, colectate separat. Bun, da. Deci ele se colectează separat și după aia le mai sortează și ei la bani. Păi ați citit și ați spus așa, taxa pe care o plătim noi, o plătim pentru colectarea să știi, e aceeași? Păi mulțumesc frumos, pentru mai înainte a spus că nu e aceeași. Da, da, da. Intrăm la versiune. Ce se scrie la domnul Vază? Să mai scrie ceva? În versiune? Domnul ministru. Domnul Vază. Aș vrea să vă spun un stați ca să... Da. Deci, am reușit. Cu ajutorul Colusivii, că este foarte adevărat și mulțumesc la inginerul Ciurotaru pentru implicare. Bineînțeles că și echipei cu care a trimis-o acolo, la Gelul Tăbău și cu băieții, am reușit și am reabilitat monumentul de la fata de la Zboina, în mâna regiunii Fetului. Arată, am îndreptat monumentul, am făcut fântâna, am făcut geapă, am refăcut crucea cu lucru și așa mai departe, da? Deci am reușit o chestiune foarte frumoasă. Bineînțeles că îi mulțumesc și domnului Bărgău Marin, el a făcut crucea, a ieșit frumos. Programasem și sfințirea. Din păcate nu s-a putut pe data de 8, nu s-a putut și nici pe data de 21, deja zăpada era mare și am încercat să ajungem acolo și n-am mai reușit. Dar cred că o să facem în primăvară. Era ca și o obligația noastră vis-a-vis de cei care au luptat acolo, față de cei care și-au adus contribuția la reîntregirea României. Și era o datorie morală, mai mult, ca să zic așa. Domnul Vici a contribuit și el, a fost cel care pur și simplu a captat apa acolo și a adus-o la... chiar în momentul ca să facem niște contribuții pe care chiar le-a făcut un om și de idee. Adică aia e o muncă, nu e... Bineînțeles că și băieții, domnul Soare George și cu Soare Bucură și cu domnul George Bucură au fost acolo, la urmă domnul Vici într-o zi. Am încercat să le facem așa cum a fost ea. Adică să folosim cât mai puțin beton și să... Băieții au îndreptat, cei de la acolo au îndreptat zidurile alea și le-au făcut... oricum arată civilizat, arată frumos. Că în momentul în care cei de la jandarmerie au venit și au început să filmeze acolo, în vară chiar ți-a rușit
când nu era reabilitat și am reușit și încă o dată mulțumesc celor care și-au adus către putere și Lucian Vârcău a dat-o cu la. A fost o contribuție așa de din nimic, practic, s-a, în afară de niște ciment care s-au luat cu 2 sași de ciment și lacul ăla care putea aia de lac, practic nu s-a, și niște făcuri. Da. Hai să începem. Da. Vreau să întreb, când o să facem nu putem să fie prevăzute niște sume, să, de exemplu, am uitat acum soția lui Ciuncă. Da. Și că aia noi sunt, din păcate, la noi. Să facem un fond, cu o sumă, care să varieze, da, o să fie. Să-i putem ajuta, să-i oferim o următoare decentă, să facem noi, sau în colaborare cu biserica, cu părintele, să facem o casă mortuară în care cei care nu pot să fie ținuți în casa lor, să nu-i ținem în biserică, să ținem într-o clădire adecvată. Alex. Dar este cumva, este biserica l-a dus undeva aici la biserică. Nu este. Trebuie să facem o casă mortuară. Haideți că sunt două probleme. Una, a morților și una a viilor. Pentru că, până la urmă, ați văzut că pe fata asta lui Cionca au contribuit, a contribuit comunitatea, au întrebat-o Dumnezeu să ierte. Problema este ce sunt în loc copiii care rămân. Și aici e problema. Destul de spinoasă. Pentru că acolo, în familia aia, sunt 5 sau 6 copii. 5, care 2 cu probleme mari. Cred că asta ar fi cea mai mare problemă. Și n-ar fi rău dacă ne-am gândit la un program care să adreseze exact aceste categorii de oameni și mai ales la copii. Neculai se va descurca el, da? Se va descurca pentru el, da? Sau cei care au 17-18 ani, sunt doi care au 17-18 ani, clar că se va descurca. Dar cine face cu ăla care are 2-3 ani, că ăla săracul nici nu are nicio vină. Și este și neputincios. Și aici ar trebui, într-adevăr, să intervenim. Dar nu cred că ar trebui, e o problemă extraordinară. Nu cred că ar trebui să îl lăsăm doar la nivel de vorbe. Pentru că noi discutăm aici, noi ne notăm o bucată de hârtie și rămâne așa, iar hârtie să trebuie în continuare, știți? Cred că ar trebui gândit un program. Un program care să se aplice pentru cazuri din astea disperate, dacă ăsta e un caz disperat, nu un caz normal. Ce să vă spun, noi putem să prevedem un buget. Un buget de 40-50 de mii de lei la nivelul anului, să spunem. Cum va fi distribuit bugetul? Un buget de 40 de milioane, vă duceți la statului, dacă tata mi mai are și cu băutura și cu asta și s-au făcut. Domnul consilier se referă. Aici ai un psicriu, un brat. Asta era ceva, dar pentru cei care trăiesc. Un ajutor de mormântare este una. Da. Un ajutor de mormântare, da? Pentru că ei nu au beneficiat, ea nu lucra, nu au beneficiat, vă dați seama că au făcut-o, dar până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Așa cum s-au rezolvat, da? Și nu, eu nu cred că va fi acum, oricât de greu va fi, nu rămâne niciun mort pe masă și nu rămâne nimic îngropat. Eu vă spun, problema este și pentru noi, și pentru comunitate, și pentru cei care rămân în urmă, problema copiilor. Și da. Pentru școală e o problemă, pentru că nu mai sunt școlarizați, cel puțin vreo 2 dintre ei, din câte știu. La urmă, anchetei sociale nu pot fi instituit. Nu ați zis cu basement, așa văd cea mai posibilă. Avem un caz extrem, în familia Dinga Felix aici, lângă noi vecini, de o crunt, da? Nu vine Direcția de Protecție a Copilului să ia copiii din familie. Pentru că mai creez o traumă.
copilul ăla bine, rău, trăiește în sânul familiei lui. Deci, nu, condiții, să nu credeți, condiții au mai bune. Condiții, am văzut condiții la, în instituțiile de protecție a copilului, ce aproape că n-aveau copiii mei acasă. Dar lipsa părinților îi afectează mai mult decât orice condiții le-ai dat. Dar copilul stabilește, noi ușor stabilește. Absolut. Eu vă spun ce spun specialiști. Și ei așa privesc acum. Direcția de protecție a copilului așa spune, doamne, îi iau numai în cazul în care viața lor este amenințată. Adică e posibil să moară copilul acolo și atunci îi ți-l ia și îl duce. Dar până atunci... Bun, haideți că am deschis o cutie a Pandorei acum. Nu mai... Cine a dat să ocupi, la să duc alimente, nu se dea bani. Dar noi nu o să avem văzut să facem asta. Se dea alimente, haine, nu se dea de fel, așa nu dea de fel. Dacă e de bun, e băutul, duce alimentele, iar roate la ajutoare și așa. Întrebările pentru copii, tot ce ne trebuie. Baia, se poate face. Haideți să vă spun că se poate face. Până la urmă se poate face, numai că trebuie un program foarte determinat, făcut, scris, cu pași, ce se face, cum se face, cum se duce, pentru că vorba de bani publici, nu te joci cu ei, că gata, iau de aici și mă duc să-i duc la trei pozieri, ca să mă duc, da? Bine, exceptând chestiunile astea care sunt foarte stricte și trebuie să stabilești pașii, să stabilești o comisie care să verifice chestiunile astea, nu o să ai, o să ai 2-3 dosare din genul ăsta, nu o să ai 50 dosare într-un an de zile, da? Adică nu discutăm de un ajutor de căldură, discutăm de un ajutor excepțional pentru o familie aflată în nevoie. Trebuie să stabilite condițiile în care îi dai un ajutor, da? Pentru că nu poți oricum. E vorba de scrierea unui program. E destul de complex. Cu siguranță o să găsim un exemplu în țară. Mai sunt. Dar n-aș vrea să rămân așa, la nivelul ăsta, discuție. În cadrul primăriei aveți persoane care se ocupă de persoane de la asistență socială, da? Bănuiesc că sunt mult mai temă să inițieze astfel de lucruri. N-am avut. Noi lucrăm la un anumit nivel, da? Noi lucrăm și vorba de anchetele sociale, noi lucrăm la un anumit nivel. Bun, am putea să cerem asistență de la Direcția de Protecție a Copilului de la Bacău. Avem o relație destul de bună cu doamna director și ne-ar putea ajuta să ne dea o consultanță. Nu ar fi. Și Bacău este recunoscut pentru calitatea serviciilor pe care le facem în sistemul nostru. Numai că, revenind la salariații primăriei, știți foarte bine, doamna Jită e bolnavă de cancer. A avut, anul ăsta mi-a fost, începând de la 1 ianuarie și până acum, a venit la lucru două zile. A fost suplinită de doamna Mirela. Da? Mirela care a început ea însăși să... Am scos la concurs acum un post, pentru că avem două posturi prevăzute la asistență socială și am zis să mai aducem un om. Da? Aș vrea un specialist. În fine, tot cu aparatul, clar că tot cu aparatul plicind, da? Vreau să vă spun că și noi aveam și noi problemele noastre la rândul nostru. Problema copiilor de genul acesta sau familiilor de genul acesta este o problemă, în primul rând, a primăriei. Și, da, cel puțin așa văd eu. Persoana plătită din bani publici să se ocupe de așa ceva este cea mai indicată. Da, acum noi, în posibil local, aprobăm sau nu aprobăm. Dar trebuie să se vină exact cu o chestiune legală să se facă lucrul acesta. Vă este la bază acestui proiect, să stea și o anchetă socială făcută de doamne de la cu siguranță. Să o faci o anchetă socială și să-l faci. Da, e o temă bună și utilă, într-adevăr, utilă, pentru că avem cazul ăsta care e disperat, mai avem 2-3 cazuri, o să vedeți că sunt lucrurile la asistență socială destul de delicate. Delicate în ce sens? Trebuie din timp. Dar, uitați-vă, noi avem familii plecate în exterior, copiii lăsați la bunici, da? Deci sunt, dacă o luăm, descoperim probleme din unde vedem. De asta și rugasem școala la un moment dat să facă o evidență, să vedem cât sunt, cum sunt. Poate gândim un program de școală după școală sau ceva.
acolo, ca să, să luăm un pic, să facem niște pași în domeniul ăsta. Lucrurile sunt destul de complicate, nu sunt chiar simple. Da. Dar ne notăm, ne notăm, avem în vedere, vedem cum, dacă cineva se oferă și vrea să participe efectiv la lucrări, la editarea programului, la să începem, n-ar fi rău, dacă, dacă vreți, dacă vreți, uite, probabil în perioada noi, în general, începând de la ora 2, începem să ne mai relaxăm, să ne ocupăm de lucrurile curente, da? În primărie. În general, până la 12-1 nu prea are timp să... Eu încerc să scriu copii, mă apuc dimineața la ora 8 și nu știu dacă termin la ora 1. Pentru că e în unul intră, altul iese și așa mai departe, dar fiecare sunt probleme. Dar începând de la ora 2, simt un pic de relaxare. Unde ai putea să mai discuți, să pui la punctul program de genul ăsta, cum, cum am discutat și să... Dacă sunteți de acord, eu cu drag vă aștept și putem să consultăm și niște specialiști la Direcția de Protecție a Copilului, chiar pe tema asta. Așa putem să facem. De exemplu, noi toți ne unim, punem 5 lei de fiecare și ducem lor un cadou de, de Crăciun, da? Să-i ducem... Nu, e o chestie, o inițiativă, da? Și nu ne întreabă nimeni de banul nostru, de buzunar, băi, uite, pun și eu 10 lei, pun și eu 10 lei. Am mers tot și am cumpărat 3 portocale și 7 biscuiți și asta. Dar e vorba de termenul lung. Da. Da. Colegul meu la ședința trecută a spus ceva de stații. Pentru autobuz. Aia de la București, într-adevăr, trebuie văzut ceva cu agentul ăla. Deci în stație acolo nu poți să stai de... Aia s-a transformat în altceva. Deci aia este o, o magazie a lui. Cu lăzi, cu toate. Deci aia nu este stație. Era un magazin, dar așa nu ceva. Da. Trebuie lăsat aici, domnule. Trebuie lăsat aici, aia. Și amenajate ca lumea. Care spuneți dumneavoastră aia de la Haloș? Nu. Domnul Păsărie spunea de aia de la Lupești. La Lupești. La Lupești. La Lupești. Stația de la Lupești. Deci omul tot afară stă. Că înăuntru nu are stă. Dar aia de la Haloș nu putea să o lăsăm aici. Și aia de la Haloș, măcar să-i facem un podest. Nici înăuntru nu poți stai, că s-a plăbărit pe omul. Prințul este un rățel. Două tu. Și la Lupești la fel. Are doi de acces. Alu, pe ăștia ați putea să permiteți o tip prin care să o întrețină stația dacă nu îi rezerviați contract, că și cu asta va. Da, pe asta o și să facem. Asta o și să facem. Simplu, ca după zile. Deci, da. Și vin cu aceeași la noi și la în sus. Aici trebuie să punem cel puțin în sus trebuie pus o stație. Și plus, mi se pare distanța foarte mare. Da, aici, aici v-am rugat. Domnul Roșu, i-am rugat pe locuitorii din zona Ghioina și fără și prin asta. Faceți-mă câte uță 5 persoane de acolo, domnule, vrem o stație și la Ghioina. Și atunci, da, noi să, da, pe baza asta, noi să trimitem mai departe la cap. Poate să doar că la pod. La pod are de tot și așa mai departe. Ce zonă asta? Eu vorbesc cu domnul Codrea, domnule, înțelege că e vorba de câte e, la un kilometru jumătate. Și la Lupești ar putea să oprească acolo, la Păcală, așa, nu se după Haloș, nu e aproape. Da. Distanța mare. Aici, aici e distanța mare. Da, ca până la Lupești, ca să ajungi până la Nelu Dima. Nu e distanța mare? Nu mi se pare mare? Da, 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 este mare, dar nu e... La Ghioina e vorba de stații de capăt și ar putea să lucru la Ghioina și să mă mai... Da, faceți în 4-5 persoane, faceți să vă cadeți de acolo din zonă, să vadă că sunt consumatori și să vă cadeți de acolo. Noi pe baza asta vreau să vă da. Referitor la Tomșoane să drum în curs de asfaltare. Așa. Au înghețat lucrările sau sunt mai executat ceva? De, nu cred că se mai face. Nu cred că se mai face. Dar sau nu e, a numit porțiuni. Așa. Ar mai trebui pus ceva pe el? Acolo unde trebuie, ne trebuiește pus, avem piatra concasată, intervenim cu piatra. Asta e pentru noi. Nu putem pune pe altă porțiune, dar pe astea unde au făcut ei
unde au ras, e clar că trebuia. A fost că a fost o mici acolo de alta, mai trebuia și la fac. A, unii să nu se lasă acum și le punem. Dar sunt portări care e enorme. Dar mai e un pic de vară. Și sala asta. Sunt tuburile care s-au schimbat. S-au îngropat mai jos decât nivelul șanțului și sunt colmatate. Ieșiri acordate, așa, în zrapă. Da, ieșirea. Diferența mare din nivel, e mai mult de jumătate de metru. Deci aia nu poate să facă o... să-l curățe. Deci trebuie un utilaj sau cu ceva, nu știu. Da. Unde sunt probleme urgente, intră apa în proprietate, cum să spun, solicitați, trimite-mi utilajul, nu am problemă. Adică dacă e o problemă stringentă, nu mă uit că e utilajul meu, că e utilajul ăla sau că am închiriat și trebuie făcut. Insistem de urgență. Dar și trebuie să vină apa și după aia, acum trebuie. Ce să zic? A trebuit, dar așa trebuie să vă pun să toate șanțuri. Nu mă refer la șanțuri, mă refer că s-au schimbat tuburile. Da, și ăla nu trebuie să scapă într-o șanță. Păi da. Asta. Păi, dar așteptăm să vină întâi la deci nu am posibilitatea. A trebuit să-mi facem adresul la răștia, că... Dar nu mai vreau firma care a... Da, am dat să nu mai lucrează. Dar nu mai lucrează. Nu mai lucrează. Zăpadă. Facem. Pune balastul pe cum deasupra zăpadă. Am luat timp să completeze cu balastul pe acolo suficient, da. Și aici o să fiu acolo la Adriana Munte, acolo pe porul la... Suntem în discuție acolo. Știu. Suntem în discuție. Sperăm că nu eram așa cu zăpadă. Da. Acolo la Eghe, la niște bălți mari acolo, la Eghe, acolo s-a format niște bălți mari acolo, aproape nu pot trece nici cu piciorul. Acolo sunt mai trecut, nu știu. Mai trecut, zice, mă las. Sunt vreo două, trei bălți mari. De ce nu trece mai acolo? Nu vine pe partea atlantică. Dar și partea secolă. La fiele, da? Da, și din coa. Sunt acolo mari tare bălți. Dar l-am preluat de acolo sau l-am preluat? La administrare. Care? Alu. Da. O altă problemă ar fi, sunt întrebat de cetățeni... Sunt întrebat de niște cetățeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Și a crezut că o să discutăm aici cererile lor în ședință. Ați primit, mă, nu o să discutăm asta. Nu trebuie să mai am voie aici. Dumneavoastră s-a aprobat suma. Ce-ți mă minte? M-am făcut în anul. Fihaleat, da. Așteptăm niște sume la... Asta s-a mă întrebat. Eu am trebuit să discut acum de asta. Așteptăm niște sume la rectificare. Zilele astea trebuie să primim o înștiințare. Și atunci o să vă chem să facem o rectificare de buget. Și ce vrei, dar speranță că se rezolvă. Da. Au depus cerere? Da, au depus. Deci nu există. În fiecare an, în luna decembrie, noi cerem de astea pentru 50 de ani pe vicii, dar rezolvăm. E bun, fără. Ca să nu le rezolvăm. Domnul Dumnezeu. Am avut într-o ședință anterioară, am întrebat problema dispensarului. Știu că s-a mai discutat problema aceasta, într-un fel, aducându-se prin plan vina medicilor care, nu știu, sunt un fel de privați. Nu știu exact care este statutul lor, dar așa. Eu consider că chiar dacă sunt privați, să zic așa, și lucrează pe cont propriu, cred că comuna ar fi trebuit să le pună la dispoziție o clădire renovată, îngrijită, o clădire în care, într-adevăr, să te duci om bolnav și să pleci sănătos. Aș vrea să știu dacă s-a rezolvat ceva, pentru că a venit gerul, eu mulțumesc lui Dumnezeu, nu m-am îmbolnăvit și nici cineva apropiat, nu m-am mai dus până acolo. Poate puteți să ne spuneți dacă s-a rezolvat ceva în privința asta. Știți, frate, venit la lucrurile, am pus la dispoziție o clădire renovată. Și așa cum trebuie. Din coace clădire e pusă la dispoziție de 20 de ani, când e pusă ea, de 15 ani de zile, da? Nu am spus că, într-adevăr, ei sunt privați. Un om privat vine într-o comună, trebuie să se pună la dispoziție. Mi-a spus întrebarea, dar să voi să vă răspund. Deci, dânșii lucrează ca și persoană privată. Sunt cabinete medicale individuale, dar funcționează ca o... Asta e forma lor de organizare.
Într-adevăr, și pe noi ne interesează să avem. Problema noastră a fost că, de-a lungul timpului, ne-am încurcat litigiul pe care l-am familia Simion și ne-am încurcat foarte mult pentru că alte locații nu am avut și știți foarte bine că nu am avut alte locații pe care să o dezvoltăm. În anul ăsta am venit cu propunerea să se mute și să facem la sector, acolo să facem. N-am discutat, noi toți am discutat de aici și dumneavoastră și dumneavoastră din față. Când am discutat și am spus, decât să se pună... Bine, a spus dumneavoastră, da, s-a discutat, asta a terminat. Decât să se cheltuiască niște bani acolo, mai degrabă, erau 50.000 de lei prevăzuți pentru asta, mai puneam ceva și cu ei, că cheltui și ei niște bani, puneam și făceam acolo două cabinete la sectorul de exploatare și o rezolvam. Cumva, să zic, nu era o soluție definitivă, dar era o soluție mult mai bună decât cea de acolo. Da, clădirea... Da, dumneavoastră... Deci clădirea, la momentul actual, este încă grevată de legea 10. Deci, clădirea n-a scăpat încă de grevarea de legea 10. Care clădirea? Clădirea dispensabilă. Există încă cerere pe clădirea veche, da, care nu-i soluționată. Și s-ar putea să... Ajungă și eu. Păi, aia este a statului, domnul. Doamne, moștenitul, dar tot ce? Eu tot ce? A fost donat nimica. N-a fost donat, doamnă, doamnă, a fost confiscat. N-a fost donat, ea a fost confiscat. A fost confiscat, da. Și a intrat o patrimoniul statului. Cine mai vrea? Așa este. Dar există cerere de necercetare. Nu, și cine mai? O să fie 70 de cerere. Este clar că e a statului. Nu e a statului. La comunii Mănăstrea Cașa. Comunii Mănăstrea Cașa. Dumneavoastră spuneți că treaba e veche, de peste 10 ani de zile. Deci, nu știu, cred că mai mult de 10 ani de zile, mai mult de 20 de ani de zile. De 20 de ani de zile, de 20 de ani de zile, oamenii din comuna noastră bolnavi se duc și se chinuie acolo în dispensarul acela. Eu nu înțeleg cum, de 20 de ani de zile, nu s-a găsit o soluție. Dom'le, înțeleg că este revendicată, da? Dar bănuiesc că v-ați dus, ați vorbit, v-ați fost, v-ați judecat, ați făcut niște demersuri. De ce problema nu este rezolvată? Și medicii au dreptate. În momentul în care le-a spus la dispoziție clădirea, le-a spus să investească. Au investit din puținul pe care l-au avut, au investit acolo. Este firesc omul să nu plece de acolo. El are un bănuț pus acolo, în clădirea aceea. Mi se părea mai bine să faceți în așa fel încât acea clădire să fie renovată și să fie pusă la dispoziția oamenilor din comuna asta să se folosească de ea omenește. Da, nu înțelegem anumite chestiuni. E posibil să nu înțeleg, dar eu nu înțeleg nici de 20 de ani de zile cum să nu se rezolve o problemă ca asta. Dispensar, să stea omul, v-ați dus, vă rog, vă duceți, sănătos fiind, vă duceți și stați o oră pe holul acela, să vedeți. Pentru că eu am fost acolo. Păi deci, eu vă spun așa, nu știu. Nimeni, deci trebuie făcut o expertiză la... Trebuie cine să o facă? Eu? Nu, trebuie făcut o expertiză. Deci dumneavoastră trebuia să faceți deci, această expertiză deci, de ani de zile. Trebuie făcut proiect. Și să faceți... Da, dați-mi ca să vă explic, dacă nu dați voi să vă explic. Dar, domnule, dar aveți și să vă explicați, deci n-am... Doamna, dacă vreți, eu vă puternicesc pe dumneavoastră. Și vă pun și bani la dispoziție și să rezolvați la dispoziție. Dumneavoastră sunteți acolo. Vă văd atât de pornit încât poate mâine... Dom'le, dar n-ai cum să nu fii pornit, pentru că este inadmisibil să stea o bătrână de 80-80 ceva de ani să dârdie pe holul ăla. Deci este inadmisibil. Nu știu singura soluție este achiziționarea unui teren și construirea unui... Dom'le, dar ziceți, ați făcut asta de 20 ani de zile. Îmi spuneți acum că soluția este să construiți. Toată lumea am sperat că vom rezolva diferite... De 20 de ani nu poți să speri să lași oamenii aia să dârde acolo, pentru că acum ziceți că vreți o clădire. Da, sunt vinovate pentru chestiunea asta. Domnul primar. Dar bine, dar nu puteți să spuneți așa că da, sunt vinovat. Dar ce ți fac? Chiar aveți o vină în privința asta. Da, domnul, sunt vinovat. Da, foarte frumos. Domnul primar, te rezolvi. Dar cu asta ați rezolvat? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu, n-am rezolvat, eu nu spun că a rezolvat. Eu ce am putut să rezolv, l-am rezolvat. De exemplu, am avut din făcut un dispensar la Lupești și s-a făcut. Și e funcționat. Dispensarul de la Lupești? Nu știu, din câte am înțeles, nu este de oameni. Ascultați-mă, dispensarul de la Lupești a fost... Nu l-a făcut primărie. Ascultați-mă, să vă spun de ce se duce.
început de domnule, cetățenii... s-a ridicat la roșu din cetățenii din satul Pește, în perioada anilor 92, și a stat până în 2007, în Maria Mănăstirea Cașa. Deci stăteau facere și ciocanii lui Neaca la Simionescu, da, asta a fost. Ce Dumnezeu, doar n-am... Bine, dar acum nu puteți să spuneți că am ridicat... Dar nu puteți să spuneți că n-am făcut nimic pentru sistemul de sănătate din Mănăstirea Cașa. Dar stați un pic, la și doamne, ce nu știți dumneavoastră este că înainte de a veni domnul doctor Moraru și m-am explicat, l-am chemat pe domnul doctor Ciobanu și am spus, domnul doctor, preia spațiul ăsta... Nu era autorizație de funcționari. Pentru, doamne, pentru, doamne, pentru, doamne, dentist, da. Dar unde, ca unde stăteau oamenii? Cum în două camere, unde stăteau? Doamne, în două camere, unde stăteau oamenii? Păi cum? Domnul Rita stătea într-o cameră, doctorul într-o cameră, trebuie la doctor, trebuie... Tot spuneau cum făceau. Deci luau spațiu și făceau unul dimineața și unul după amiază. Aveau canalizare, aveau apă, nu le dădea. Deci, adică nu faceți doar primarul vinovat, doamnă, pentru că eu, din punctul meu de vedere, am încercat destul de... Eu am ceva de vreau să spun. Domnul primar, așa, așa, dacă vreți să mă scoateți vinovat, dar sunt vinovat. Dar eu nu pot obliga doctorul să se ducă, de exemplu, la bloc. Domnule, și nu l-am putut obliga pe domnul doctor ceva. Existau niște condiții care nu sunt de acord că am încercat. De acord că... Doamne, domnul doctor ceva, nu nici măcar n-am venit să se uite la spațiu, doamne. Domnul Romare, știa din stat de ce e acolo. Sau la sector, de ce nu s-a vrut să se meargă la sector? Era un spațiu pe care îl punea pe lumea. Să dau cele două camere. Da, doamne, cum să nu? Alea două camere. Perfect, atunci o să se vadă acolo. Una. Și spate cum a întrebat oamenii și eu nu știu ce să zic. Doamne, de alea două camere am vorbit și nu numai de alea două. Am văzut că îți camere. Doamne, știi ceva? Ce? Păi, vină să întrebi. Doamne, ce vreau să fac? Doamne, ce spuneți dumneavoastră mie că n-am vrut eu sau nu? Dar n-a spus nimic. Deci eu, în afară din faptul că nu m-am culcat în primăria asta, pot, la am dat preș și toată lumea a trecut picioare pe spinarea primarului. Ei, asta era susțin că dacă nu era bine, astea se face mai ca mică. Da, doamnă, vedeți dumneavoastră în locul meu. Dar vreau să vă spun că am fost omul care a colaborat 100% cu toată lumea care a fost. Nu puteți să mă acuzați de asta că nu am fost cum o să fac. Este problema rezolvată. Un loc. Locul unde e clădirea lui Mărioara, Soria Nevoia. Nu-i locul mănăstirii? Că am înțeles că... pământul pe care stă dispensarul actual, ia lui madam. Suntem unde? Pe 12 avem iarăși teren, da? Da, pământul acela. Faceți acolo două, trei camere și gata. Încheiați discuția și se pune răspuns. Nu pot să fac, doamnă, pentru că nu este... Dacă teritoriul ia comunii... E litigiu, doamnă, nu înțelegeți că s-a... Ca să începe o construcție, ca să începe o construcție. Sau reușit de scenă extrază, ca de fruștea. Când la extras de carte funcțională scrie Simar, ce dragă. Deci nu mai știu. Tot noi am făcut rolul ăsta. Fiindcă cine a dat actele, nu dumneavoastră. Păi, tot noi oamenii din răstiri. Păi, da. Dar cum sunt din nervezi când eu spun, doamne, hai să luăm și să mergem la sector, pentru că acolo putem să facem și baie, putem să facem tot ce vrem noi. Da? Și să avem și niște condiții de ce. Problema e de parte și la sector. Pentru copii, pentru că domnul bani, haideți să nu. De aici și până la sector, nu era. Haideți să nu. Mai ales ea. Vin oameni. Și da. Aici să știți. Doamne, dar ce era pentru ăla de la Părvulești care vine aici în centru sau când se duce la sector? Da, dar cei care vin de la Gioia? Haideți, doamne. Mergea de aici și până la până la corp. Nu. Un om tânăr merge. Da. Și ceva, nu sunt particular. Că dacă ar fi particular, eu ca pacient mă duc la particular și plătesc. Pacienții noștri nu plătesc. Deci, cu totul, deosebit de problema între particular și... Asta nu are nicio importanță. Nu este. Un particular și trebuie să facă două. Dar cu serviciile pe care le fac populație, îi beneficiază de o indemnizație, care e o plată. Dispensarul să beneficiază de ele de la curăță. Au făcut cele pentru ele. Deci, doamne, de ce vrei să se teme? Până acum am mai fost termenul? Au fost, doamne. Și? Acum am rămas să le trimitem documentația privind trecerea în domeniul privat. Noi am trecut în domeniul privat
Terenul. Terenul, da, am trecut în domeniul privat. Și clădirea și terenul, da. Nu, materialul, ok. Materialul, materialul. Dacă atunci clădirea n-a mai fi nimic, poate obiect procesul. Am trecut terenul în domeniul privat, pentru că inițial a fost în domeniul public. Atunci am trecut în domeniul public. Și instanța ne-a respins și a spus că nu aveți voie să treceți în domeniul public. Pentru că în domeniul public se trec terenurile care vin din următoarele, provin din următoarele locuri. Din vânzare, cumpărare, din așa și printre altele și din domeniul privat. E o chestiune de nuanță pe care noi nu ne-am dat seama la momentul de respectiv. Da? Deci primul pas este să trece în domeniul privat și după aceea treci în domeniul public. Nu-l treci direct în domeniul public. E, noi ne-am trecut în domeniul privat. Ei s-au sesizat și acum ne-au cerut ca să trimitem documentația care stă la baza editului hotărârii. Acum, la termenul din 12. Ne putem interesa pe internet care este situația dosarului ăsta? Am înțeles, da. Asta nu mi-ai dat odată, nu vin la mega de dată. Mi-a spus numărul. Am spus numărul și... Sunt alți mulțumiri? Dacă nu sunt, mulțumiri.